Salutare, prieteni! Astăzi instalez în Peugeot 307, în locul unității radio originale, această unitate de 9 inch cu Android 9.0. Avem la interior un procesor PX5 octa-core, 4 GB memorie RAM, un display de 9 inch cu tehnologie IPS, ceea ce asigură unghiuri de vizibilitate foarte bune. Memoria internă a acestui aparat este de 32 de giga. De asemenea, beneficiem de conexiune Wi-Fi, avem antenă GPS pentru a folosi aplicații pentru navigație. Partea audio este asigurată de un amplificator de tip TDA7850 cu o putere de ieșire de 4x50W. Aici urmează să vedem ce am mai primit la pachet cu această unitate, practic toate cablurile disponibile. Aici avem un adaptor pentru antena radio. Aceasta este mufa de alimentare împreună cu decodorul CAN bus. Acesta ne ajută la a controla computerul de bord, display-ul original al mașinii. Două cabluri USB, cabluri RCA cu ieșiri audio și video. Și bineînțeles, un subwoofer out pentru doritorii de sunet mai puternic, un cablu cu intrări auxiliare audio, intrare de microfon și intrare video, un alt cablu dedicat intrării video pentru camera de mers înapoi, microfonul extern și antena pentru GPS. Pentru a monta această unitate este necesar să demontăm rama de la comenzile aerului condiționat, apoi această ramă ce înconjoară radioul și aceste grile de ventilație, inclusiv butoanele de aici de deasupra. Pentru a înlocui această unitate avem nevoie de următoarele scule: o cheie Torx T20, o baghetă din plastic și, bineînțeles, aceste două cleme pentru a scoate unitatea radio. Înainte de a demonta unitatea radio, asigurați-vă că motorul este oprit și contactul luat. Folosim aceste cleme pentru a scoate unitatea radio. Decuplez mufa de alimentare, respectiv antena radio. Să montăm fiecare buton în locul lui în această nouă ramă.
apă. Acum urmează să punem grila de ventilație. Avem aici două cleme de fixare, aceasta și aceasta. Trebuie să le punem aici. Și se fixează în aceste două cleme de aici. Iată că s-a fixat. După ce am montat aceste grile și butoanele, punem unitatea deoparte și acum urmează să instalăm toate aceste cabluri. Antena GPS împreună cu microfonul vor pleca prin bord și le voi monta antena acolo, antena GPS, iar microfonul va veni aici. În momentul în care instalez microfonul aici, este necesar, cum spuneam, să demontez acest ornament de la stâlp. Voi folosi din nou această spatulă. Pur și simplu trag și acesta iese. Voi începe să poziționez cablul microfonului. Acesta va veni de aici. Aici, cu ajutorul benzii dublu adezive, voi poziționa antena GPS. Voi demonta aceste capace pentru a trece cu cablurile pe aici. Trece pe aici, înspre bord. Încep cu antena GPS. Și voi trece pe aici, prin bord. Introduc și cablul de la microfon. Cablul voi aduce în zona compartimentului radio. Voi pune la loc acest ornament de stâlp și voi fixa microfonul pe el. Și restul capacelor.
instalez adaptorul antenei radio. Aici ufa principală de alimentare. Pe aceasta voi conecta și unitatea CAN bus. Cablurile USB le voi scoate pe aici prin torpedo. Aici avem o gaură prin care voi trece aceste cabluri. Și acum urmează să conectez toate aceste cabluri la unitate. Voi începe cu mufa pentru USB. Aici avem cablu pentru intrarea camerei de mers înapoi. Cablurile pentru ieșirile audio. Aici adaptorul microfonului. Adaptorul pentru microfon extern. Antena radio FM. Bineînțeles, cuplăm antena GPS. Cuplez și microfonul în ufa adaptoare, microfonul extern. Antena radio include un amplificator de semnal. Acesta este alimentat prin acest fir și trebuie conectat la acesta. Acesta venind direct din adaptorul antenei. Toate acestea fiind folosite pentru o recepție radio FM mai bună. Voi folosi o bandă izolatoare pentru a exclude orice posibilitate de scurt circuit. Iar acum urmează să introduc cablu de alimentare și în acest moment pot face o probă să vedem dacă pornește. Dacă toate conexiunile sunt bine făcute, unitatea ar trebui să pornească. Iată că unitatea deja pornește. Nu o voi lăsa, o voi opri și voi continua instalarea acesteia. Încerc să le bag pe toate.
instalat această unitate, vă voi prezenta acum interfața. Unitatea funcționează cu Android 9, adică Android Pie. Avem un home screen ce are două interfețe, una clasică Android și una personalizată de către iDoing, în care găsim principalele aplicații ce ne interesează: Bluetooth, radio, navigație, amplificator, muzică, video, setări. În următoarea pagină găsim Google Chrome, APK Installer, funcție de selectare a intrării video, Gmail și așa mai departe. Putem reveni imediat la interfața clasică Android. Cu ajutorul decodorului Canvas putem seta datele de pe computerul de bord al mașinii, datele de pe ecranul principal al mașinii, ecranul de pe bord. Practic accesăm Control Settings și iată, aici avem imediat acces la setările acesteia. Putem regla ceasul și diferiți parametri ce altfel sunt accesibili doar din radioul original. Repet, acest lucru este posibil datorită interfeței Canvas cu care vine unitatea. Practic, acea interfață Canvas transmite datele dintre ecranul computerului de bord, ecranul original al mașinii și această unitate. Prin ajutorul acestei interfețe Canvas, comenzile de la volan au rămas active. Voi accesa aplicația de muzică pentru a vedea exact cum funcționează. Iată, avem controlul volumului. De asemenea, în aplicația nativă de muzică putem sări pe următoarea piesă. Sau putem schimba sursa video. Inclusiv frecvența de radio. Aceasta este aplicația de radio. Este o aplicație proprietară, frumos desenată. Aici avem funcția de search. Pentru doritorii de muzică avem un egalizator audio. Aici avem funcție loudness. Pentru cine folosește subwoofer separat în mașină, poate seta volumul subwooferului. Și aici putem regla diversi parametri cu ajutorul egalizatorului.
De asemenea, avem un fader prin care setăm exact ce boxe vrem să se audă. Sunetul este de bună calitate, consider că este cel puțin la fel de bun ca și unitatea originală. Cei 4 GB memorie RAM și procesorul octa-core își spune prezența, iată câte aplicații sunt deschise în background, oricând pot accesa Google Maps fără nicio problemă, sau Waze, aplicații de navigație practic. Iată și Waze aici. Toate aceste aplicații pot rula fără nicio problemă în background. Toate aceste aplicații pot rula fără nicio problemă simultan. Datorită funcției Wi-Fi ne putem conecta la internet. În cazul de față eu m-am conectat la hotspotul de pe telefonul meu și astfel avem acces la pagini de internet prin Google Chrome. Putem instala aplicații din Google Play, din magazinul de aplicații. Putem instala, spre exemplu, Spotify, diverse aplicații pentru navigație. Chiar jocuri. Odată ce avem conexiunea la internet, putem folosi inclusiv aplicația de YouTube pentru a vizualiza clipuri pe internet. Clipurile video momentan nu rulează deoarece acestea sunt blocate. Și voi debloca de aici. Acum voi merge din nou în YouTube. Și iată că funcționează aplicația de YouTube. Dezizolez și să mă leg. Datorită funcției GPS putem folosi aplicații pentru navigație, Google Maps, spre exemplu. Eu folosesc cel mai adesea Google Maps sau Waze, dar putem instala și alte aplicații,
precum Heatmaps și multe altele care se găsesc în magazinul Google Play. Antena GPS este compatibilă atât cu sistemul american de sateliți GPS, cât și cu sistemul rusesc GLONASS. În momentul de față, iată câți sateliți sunt vizibili. Aici avem alte setări. La extra settings găsim și o setare interesantă prin care ni se poate afișa voltajul bateriei. Iată aici 12,2 V. Și bineînțeles, o funcție la fel de importantă este funcția Bluetooth. Funcția de hands-free Bluetooth. Putem sincroniza agenda. Și vor apărea toate numerele de telefon. De asemenea, putem efectua apeluri. Bun venit la Orange! Pentru oferte și informații despre prelucrarea datelor personale, apasă 1 pentru... Cam aceasta ar fi de spus despre această unitate radio cu Android pentru Peugeot 307. Este achiziționată de pe AliExpress. Link-ul îl veți găsi în descrierea clipului. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe și subscribe canalului de YouTube.